În acest video o să-ți arăt cum poți să cultivi usturoi în containere sau recipiente. Dar mai întâi, dacă dorești să vezi un alt clip despre cum să-ți maximizezi producția de usturoi cu tot felul de trucuri, am făcut deja un clip despre asta. Vă recomand să vă uitați mai întâi la clipul acela și să reveniți la acest clip pentru a vedea cum îl puteți crește și în containere. Puteți da click aici sus sau găsiți linkul jos în descriere. Ok, acum haideți să începem. o să avem nevoie de câțiva căței de ustroi. Dacă îi avem deja acasă, foarte bine, îi putem folosi pe aceia. Dacă nu, mergeți până la magazin și cumpărați o căpățână de ustroi. Pentru a vă asigura că va germina corect, aveți nevoie de un pahar de unică folosință, puțină apă și, bineînțeles, usturoiul. Acest procedeu este necesar doar pentru a rehidrata ustroiul foarte, foarte vechi. Dacă usturoiul este destul de proaspăt, îl puteți planta direct în container. Adăugați foarte puțină apă în pahar, cam de un deget pe fundul paharului, cât să ajutăm rădăcinile să pornească. Rădăcinile o să iasă de aici, din partea de jos a usturoiului, iar partea verde va ieși din vârful cățelului de usturoi. Așezați-l în pahar cu partea aceasta în jos. Desfaceți usturoiul și așezați căței separat în pahar. Vă recomand să folosiți căței de usturoi de dimensiuni mari, deoarece aceștia vor germina mai repede și vor produce usturoi mai mare și mai sănătos. După ce i-ați așezat pe toți în pahar, lăsați-i așa pentru câteva zile. O să dureze maxim o săptămână. După doar o săptămână, căței de usturoi ar trebui să arate cam așa. Aici au încolțit foarte, foarte repede. Înainte ca rădăcina să se dezvolte este momentul să i punem în pământ. Puteți folosi un ghiveci de plastic de dimensiuni mai mari, doar trebuie să vă asigurați că are găurile de drenaj foarte bine făcute. Trebuie să umpleți ghiveciul cu substrat, este recomandat să fie un substrat bine afânat. Puteți folosi și o sită pentru a vă asigura că bucățile mari de pământ nu ajung în ghiveci. Adâncimea de plantare este de 2-5 cm în adâncime și de 8-10 cm distanță între plante. Puteți folosi o bucată de lemn pentru a face găurile. După ce ați plantat, apăsați ușor cu degetele în jurul plantelor pentru a vă asigura că sunt stabile. Tot ce mai trebuie să faceți este să le udați bine. Dacă le udați o dată pe săptămână, ar trebui să fie suficient. Aveți grijă doar ca pământul să fie umed în permanență. În 4 luni ar trebui să fie totul gata și să recoltați căpățâni imense de ustroi. Dacă aveți și alte sfaturi pentru a îmbunătăți această cultură, le aștept jos în secțiunea de comentarii. Și bineînțeles, abonează-te la canal, apasă pe clopoțel ca să fii notificat când postez clipul următor. Pace! Hai.